pe prima poziție, cel puțin până mâine seară, atunci când Dinamo, liderul la zi, joacă în deplasare cu Astra, partidă pe care o puteți urmări la Digisport. Panin a intrat destul de tare la Cristi Tănase, a avut prea multe probleme, poate, cu accidentările de carul Stelei. Lasă Brandan pe Latovlevic, bate fundașul Stelei, însă o face slab. Camora a intervenit acolo, va fi totuși repunere de la margine pentru roșialbaștri. Emegara titularizat în continuare, Martinović este accidentat și nu poate juca nici în această partidă. Nicolić se descurcă bine, muntenegreanul, ajutat de Prepeliță. Nicolić scoate mingea dintre doi adversari și este lovitură liberă pentru Steaua. Roșialbaștri și-ar fi dorit penalti. Cadu vine să-i ceară ceva explicații lui Cristi Balaj. Ia să vedem, a fost faul, cred că în prima fază făcut de Renan. Era și Cadu acolo. Cert este că această